Am văzut că sunt mulți care spun, da, și din mediul politic, atunci când rămân doze de vaccin, se vaccinează cine rămâne, cine poate. Un astfel de semnal încurajează aceste formarea acestor cozi. Eu cred că omul se duce și așteaptă să se vaccineze, că poate îi rămâne și lui la sfârșit. Nu cred că așa ar trebui gândit. Lucrurile sunt destul de bine organizate. Gândiți-vă că există un număr de doze fix într-o anumită zi, într-un centru. Sigur că nu e logic să arunce. Și dacă la un moment dat rămân câteva doze, ok, ar fi bine să existe poate ca o listă de așteptare sau să fie câteva persoane care ar putea să intre pentru acele doze. Dar aici e un procent foarte mic. În mod normal, dacă centru își organizează bine lucrurile, nu are cum să întâmple, nu are cum să apară această situație. Pentru că lucrurile sunt programate, dozele sunt fixe, se știe cât intră. Ai 5 doze la Pfizer, ai 10 doze la Moderna, este clar. Intră grupuri de câte 5 sau de câte 10, îți faci un calcul precis. Depinde foarte mult de organizare și veți vedea că în măsura în care centrele vor avea experiență, că totul a fost la început, lucrurile vor merge bine, către foarte bine.